Pe durata întregii sale existențe, regimul comunist a reușit să își vadă mesajul politic exprimat poate cel mai bine în planificarea arhitecturală din București. Arhitectura, văzută ca știință ce proiectează clădirile, atât cele de locuit cât și cele instituționale, nu putea, așa cum nu putea niciun alt domeniu științific sau cultural, să nu fie subordonată modului de gândire al sistemului totalitar comunist, mod de gândire perfect definit prin formula orwelliană a dublului limbaj, adică diferența dintre discursul oficial și cel real. Discursul oficial, propagandistic, cu privire la intențiile urbanistice ale regimului comunist suna cât se poate de frumos. Cităm: Bucureștii se transformă pe zi ce trece într-un oraș modern, capitală a unui stat în care se desăvârșește construcția socialismului. Mărețele construcții ale socialismului se înalță în fiecare colț al orașului. Largile bulevarde luminate fluorescent, cartierele moderne muncitorești ridicate în ultimii ani, ritmul impresionant al înnoirilor dau Bucureștilor de azi o înfățișare cu totul diferită de orașul din anii regimului burghezo-moșieresc, în care mizeria cartierelor mărginașe de cocioabe locuite de muncitori contrasta dureros cu cartierele luxoase construite pentru exploatatori. Realitatea era însă diferită. Ceea ce au intenționat de fapt conducătorii țării în această perioadă a fost dezrădăcinarea locuitorilor prin cantonarea lor în imense cartiere de blocuri de locuit, apreciate de majoritatea autorilor non-comuniști drept adevărate colhozuri urbane. Această acțiune avea menirea de a împlini mai multe obiective: alienarea, omogenizarea, nivelarea locuitorilor și transformarea lor în automate ale modernității, pentru a împlini în final evoluția acestora spre omul nou, de tip socialist. O a doua latură a gândirii comuniste viza construcțiile instituționale, megalomanice, specifice regimurilor totalitare, servind ca expresie a prosperității și bunăstării statului. În fine, o ultimă modalitate de a pune în practică ideile totalitare comuniste a fost distrugerea unor monumente de certă valoare istorică ce serviseră drept locuri de memorie pentru popor, cu scopul de a șterge memoria unei perioade anterioare regimului din mintea oamenilor. De-a lungul intervalului de timp expus, 1947-1989, putem identifica trei diviziuni temporale majore, fiecare cu modalitățile sale de a aborda discursul arhitectural. Perioada de început, adică de la preluarea puterii până spre a doua jumătate a deceniului 60, perioada de mijloc, 1960-1970, și perioada terminală, adică anii 80. În cele ce urmează, le vom aborda și analiza pe rând. Specific perioadei de început, în plan politic, este vorba despre acel interval temporal în care regimul proaspăt instituit încerca să își impună controlul asupra tuturor domeniilor de decizie din stat. Acest lucru nu se putea realiza atunci decât prin ajutorul necondiționat al URSS-ului. Perioada dintre sfârșitul deceniului al V-lea și începutul deceniului al VII-lea se traduce prin dependență totală, politică, administrativă și ideologică de puterea sovietică. Această dependență este foarte ușor observabilă în domeniul arhitecturii, unde București încearcă să devină o copie a Moscovei. Cel mai bun exemplu este combinatul poligrafic Casa Scânteii, construit în anii 1952-1957, copie fidelă a Universității Lomonosov din Moscova. Și pentru construcțiile instituționale, modelul moscovit este fidel respectat. Astfel,
Planul de transformare socialistă a Moscovei presupunea implantarea împrăștiată a clădirilor în planul inelar al Moscovei, ca simbol al modernizării, în replică la turnurile Kremlinului istoric. Astfel se observă și în cazul bucureștean o diversificare a locațiilor alese pentru clădirile exponențiale. Sala Palatului Republicii Populare Române, inaugurată în 1960, Palatul Radiodifuziunii, Pavilionul Central de Expoziții a Economiei Naționale a Republicii Populare Române. Această situație este diferită față de ceea ce se va întâmpla în perioada de final a comunismului, atunci când toate construcțiile exponențiale vor fi grupate în jurul unei axe est-vest. În ceea ce privește construcțiile funcționale, în această perioadă începe să se aplice modelul, ce va fi apoi generalizat, al cartierelor cu blocuri de locuit. Între anii 1955-1970, apartamentele menite să găzduiască numărul tot mai mare de muncitori sunt construite la periferia orașului, pe terenuri virane sau în zone suburbane, de-a lungul unor bulevarde de centură sau al șoselelor de acces în orașe, pe criteriul proximității față de recent construitele unități industriale. Acest mod de a construi nu afecta încă zona centrală istorică a orașelor. Pentru început, au fost construite, potrivit planului de sistematizare, blocuri în zonele Floreasca, București Noi, Vatra Luminoasă. În a doua jumătate a anilor 50, construcțiile în București s-au desfășurat în zonele Titan, pentru a acomoda peste 200.000 de muncitori în apropierea uzinelor 23 August și Republica, precum și a uzinei Policolor din cartierul Dudești, Drumul Taberei, în apropierea fabricilor din Militar și Ghencea, Jiului și Berceni, începând cu anii 60. În zonele Militari, Ghencea, Giulești, Balta Albă și altele au fost demolate străzi întregi, constituite din locuințe individuale pentru a face loc, de-a lungul arterelor principale, construcțiilor de 6-10 etaje în front continuu. Ritmul construcției de blocuri, așa cum afirma propaganda comunistă, a crescut an de an. 7.800 de apartamente în anii 1957-1958. 7.700 de apartamente doar în 1960. 12.400 de apartamente în 1961 și succesiunea continuă. Perioada anilor 1960-1970 este cea în care regimul comunist a reușit o totală subordonare a administrației și economiei statului, intrând în zona de consolidare a puterii sale. Pe plan politic, perioada corespunde îndepărtării programatice de Moscova și afișării unei așa zise linii independente. În plan arhitectural, aceasta este perioada cea mai prolifică în ceea ce privește construcția de blocuri de locuit. Acestea, pe lângă construcțiile exponențiale, al căror mesaj metaforic este înălțimea și apropierea de Occident, hotelul intercontinental, centrul de televiziune, aeroportul Otopeni și altele, au menirea de a demonstra caracterul puternic, durabil al regimului și evoluția sa exponențială, ca și legăturile ce încep să se înfiripe între România și statele din afara lagărului comunist. Sunt preferate acum cartierele monolit de blocuri, situate nu numai pe marile artere ce le traversează, dar și în profunzime. Modelul sovietic de blocuri este înlocuit cu cel francez. Construcțiile beneficiază și de un set de norme tehnice elaborat la jumătatea deceniului al VII-lea. Multitudinea de blocuri nou construite are ca scop un deziderat urmărit cu insistență de conducătorii regimului.
atragerea cât mai multor locuitori din mediul rural în mediul urban. Pe data de 29 octombrie 1974 este adoptată legea 58 privind sistematizarea teritoriilor și localităților urbane și rurale. Cităm din această lege: sistematizarea are drept scop organizarea judicioasă a teritoriului țării, a județelor și comunelor, a localităților urbane și rurale, zonarea funcțională privind modul de folosință a terenului, stabilirea regimului de înălțime, a densității construite, precum și a densității locuințelor, a spațiilor plantate și de agrement, echiparea cu dotări social-culturale, cu lucrări tehnico-edilitare și căi de comunicație și transport, păstrarea și îmbunătățirea mediului înconjurător, punerea în valoare a monumentelor istorice și de artă și a locurilor istorice, creșterea eficienței economice și sociale a investițiilor și îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă, de locuit și de odihnă pentru întreaga populație. Un lucru ce suna foarte frumos în teorie. În practică însă, sistematizarea a însemnat, pe lângă distrugerea a mii de sate, distrugerea aproape totală a construcțiilor urbane tradiționale și înlocuirea lor cu blocuri de apartamente, precum și încercarea de mutare a întregii populații rurale, de peste 11 milioane de oameni la acea vreme, din locuințele unifamiliale, proprietate privată, în apartamente la blocuri, în calitate de chiriași. Cutremurul din 1977 aduce și el noi schimbări în concepția arhitectonică. În plan tehnic, clădirile construite în urma lui beneficiază de un set complet de norme antiseismice. În plan politic, este semnalul pentru reevaluarea centrului istoric. Odată cadrul legal stabilit, adică legea sistematizării, în urma desființării Direcției Patrimoniului Cultural Național, pe 25 noiembrie 1977, perimetrul central al capitalei României, rămas neatins până spre mijlocul deceniului al VIII-lea, începe să fie la rândul lui supus procesului de remodelare urbană. Un studiu realizat de Proiect București, principala instituție ce avea în sarcină reconstrucția capitalei, arată că, dintr-o aria a Bucureștiului de 9.250 de hectare, 650 sunt ocupate de construcții sănătoase, anterioare anului 1943, 2.150 de hectare sunt clădiri noi, construite între 1944 și 1970, 800 de hectare sunt clădiri construite între 1971 și 1975, iar marea majoritate, adică 5.650 de hectare, sunt construcții vechi, sub standardele moderne. Astfel, construcțiile anterioare anului 1943 reprezentau, sub raport teritorial, 7% conforme și 61% sub standard din total, respectiv din 621.000 de locuințe, 410.000 erau bune, iar 211.000 erau considerate sub standarde. Din cele patru alternative ale modificării structurii centrului istoric propuse la începutul anilor 70, demolare și reconstrucție, renovare pe arii întregi, restructurare prin păstrarea construcțiilor adecvate, înlăturarea celor inadecvate și înserarea de construcții plombă, modernizare conform standardelor contemporane, începe să fie folosită predilect prima dintre ele, sub motivul că vechile orașe cu structura lor specifică și rețeaua stradală nu pot fi adaptate la cerințele vieții cotidiene. Ne situăm, începând cu mijlocul anilor 70, în tranziție spre perioada finală, martoră a celor mai mari distrugeri de monumente istorice din București. Perioada anilor 80,
cea de sfârșit a regimului comunist din România, vine în plan politic cu o nouă ideologie, cea a național-comunismului. Aceasta este impusă de conducătorul politic Nicolae Ceaușescu într-o încercare de a camufla realitățile economice nefaste prin apelul la un discurs de tip naționalist-extremist, coroborat cu vechea ideologie a comunismului. În ce privește discursul arhitectural, acesta este marcat într-o măsură hotărătoare de opțiunile, a se înțelege, capriciile lui Nicolae Ceaușescu. Fie că este vorba de construcțiile de tip megalomanic, influențate de călătoriile sale prin statele comuniste asiatice, fie că este vorba de distrugerea acelor locuri istorice indezirabile unui stat care se proclama în cel mai înalt stadiu al organizării umane. Avem deci două dimensiuni ale planului urbanistic în această perioadă. Pe de o parte, distrugerea centrului istoric, acțiune fără precedent în cultura română, pe de altă parte, proiectele cu mesaj totalitar grupate în jurul centrului civic. În ce privește prima dimensiune, avem de-a face, pe lângă demolările a cartiere întregi, cu dărâmarea deliberată de monumente, în special religioase, sau mutarea lor cu scopul de a fi ascunse între blocuri. Dacă astfel de demolări au avut loc în mod necesar, după cutremurul din 1977, clădiri afectate de acest cutremur, politica de demolare a devenit generală, începând cu anul 1984. În ceea ce privește proiectele exponențiale majore ale perioadei, Casa Poporului, Muzeul Muzeelor, Biblioteca Națională, Complexul Instituțiilor Muzicale Reunite, Sala Congreselor, etc., acestea au fost în mare parte influențate de modelul oferit de capitala Coreei de Nord, în urma istoricei vizite făcute acolo la invitația lui Kim Il-sen de către Nicolae Ceaușescu. Acesta a trimis în 1985 o delegație de arhitecți și specialiști români la Phenian pentru a vizita Palatul Prezidențial, o sală a congreselor și o sală de sport, în vederea construirii unora similare la București. Ulterior, au fost stabilite amplasamentele pentru Casa Poporului pe dealul Uranus. Sala congreselor pe amplasamentul fostului hipodrom de pe calea Plevnei. Ulterior, aici avea să fie începută construcția clădirii menite să reunească toate muzeele. Și sala de sport, al cărei amplasament avea să varieze de la malul Dâmboviței, la Ciurel, Grozăvești, la fostul amplasament al mănăstirii Văcărești. Dintre toate aceste proiecte, doar primul a fost concretizat, având ca șef de proiect pe arhitecta Anca Petrescu. Pornind de la Casa Poporului, a fost realizat proiectul Centrului Civic, o axă majoră, Calea Victoriei Socialismului, lungă de 3,5 km, traversând orașul pe direcția est-vest până la piața Alba Iulia, în fronturi continue, rezervate unor, cităm, clădiri de locuit cu magazine la parter, cu inserții de clădiri monumentale, cu funcție publică, o galerie comercială compactă, Biblioteca Națională, Complexul Instituțiilor Muzicale Reunite. Acest program ar fi trebuit să devină purtătorul mândriei naționale, expresia potențialului nelimitat al, cităm, socialismului multilateral dezvoltat și opera capitală a omului nou și a liderului său providențial. Momentul, decembrie 1989, surprinde peisajul urbanistic bucureștean într-o situație dezolantă, care poate fi cu ușurință descrisă chiar și de un observator venit din afară. Cităm, vechea inimă a orașului distrusă, aproximativ 8.000 de case distruse și 30 de biserici demolate, pentru a lăsa loc liber unui palat gigantic și pentru un bulevard, de-a lungul căruia se înșiră clădiri rezidențiale masive pentru activiștii de partid. În lumina celor prezentate, distrugeri de monumente istorice, alienarea locuitorilor și caracterul intenționat al acestora, demersul arhitectural comunist este considerat unul condamnabil,
care, sub aspect estetic, părerea unanimă e că el a adus mai curând dezavantaje decât avantaje capitalei României.